rău. Ochi. De câte ori mă enervez, mi se bate ochiul. Când eram mic, mi se bătea nașul. M-a operat doctorul, a găsit operație. Nu mai mi se bate nașul, mi se bate ochiul. Măi, nenorocire, cum de sărbători? Ba, cum de sărbători? Ne vine controlul, măi! Controlul sanitar. Da. E nenorocire, numai de n-ar apărea gândacea aia. Că de câte ori vine cineva, apar și gândacii, parcă invită cineva la masă. Nu mai pot, măi? Ce te uimă la mine de câteva mături, măi? Că n-am mai mutat de câțiva ani. Hai, bă, bagă de acolo! Ușor, mă, ușor, mă, ușor, mă, că se depune praf pe cocă de jur, că am făcut cojonaș cu mac, mă. Asta e, acum apare la acum apare, apare inspectorul, mutracră, așa sunt ei, mutracră, polițiste verbale de contravenție și o mare, 30.000, 30.000, inspecția sanitară! Inspecția sanitară! Ei! A venit, a venit Ihania. Bună ziua! Bună ziua! Să trăiți? Ia, să trăiți. Aici e cofetăria Zambilica. N-ar mai fi. Aici e, da. Am aici niște sesizări la adresa unității dumneavoastră. Da, sunt în control. În control, să știți că noi ne bucurăm. Aici suntem sesizați că la unitatea noastră nu este curat. Nu există, nu există, ne-a turnat cineva. Dar nu-i o curățenie foarte murdă. E murdară de curat și nu e... Mâini murdare! Nu există, vă spun, pe cuvântul meu de onoare, adică mâini negre. Nici Jean Constantin nu le are mai albe ca ale mele. Arată mâinile! Arată mâinile! Arată mâinile! Îți văd degetele! Sunt toate, pe cuvântul meu de onoare. Așa, ce-s cu unghiile astea? Sunt ale lui, săracul de uite la asta. E obez, așa e de naștere. Mama lui era o femeie săracă și n-a avut bani să-i las. Și atunci i-a lăsat unghii. Mai se scărpina și el ceva aici. Și asta negrea. Știți, e negrea. Iertați-mă, mi-am adus aminte. El a lucrat la săpături. Săpături? Cum se fac săpăturile? Nu. Săpături. Într-o zi a furat lopata. De frică să nu-l dea în judecată, că așa e el fricos, a avut mătrasă de mic și ce să facă? Atunci se fac cu mâinile sale, personale, căci, și-a luat norul în primire. Aveți gândaci? Nu, pe cuvântul meu, donare, nu, n-avem picătură de gândac ai. Mă, ai văzut tu vreun gândac? Ei nu știu cum arată. Poftim, așa. Deci nu știi cum arată? Nu știe. Ca ăsta care trece acum pe aici, pe jos, pe podea. Așa e un gândac? Stai, mă, a venit gândacul la masă, da, iertat, extraordinar. Îl cunosc pe gândacul ăsta. Da, îl cunosc după mers, știți? Duce piciorul cu întârziere, hop. E gândat cu vecinul de alături. Știți, e funcționar, pleacă dimineața, vine seara și nu poate să lase gândacul singur în casă. Se plictisește, e mic și el vine ceva și-l fură. Și atunci gândacul mai vine pe aici, mai ia câte o gustare, mai jucăm câte o tablă. Așa suntem, ca între gândaci, ca între oameni, iertați-mă. Toți spun dihalii. Și ceilalți gândaci care sunt după el? Da. Pleacă în tabără. Olariu, mute. Olariu. Crătiți murdare, forme de cozonaci pline de negreală. Nu, iertați-mă asta. Iertați-mă, domnul inspector, iertați-mă, să știți că nu-s murdare. Uite, dau negrele la jos, să vedeți ce curate sunt pe de sub. Sigur că da. Luna! Ascultă-mă, pișichierule, dai din noi de când n-am venit. Ce cu trepșoara asta, aia spune-mi și mie. Inspector, dă-mi și noi din ce avem, dă-mi ce putem, să ne înțelegem între noi, inspector. Păi de ce nu spui așa, cocoșerule? Dă-mi și noi din ce putem. Dă-mi! Ia spune-mi mie. Ce este asta? Asta e un preparat pentru copilașii până în 5 ani. Pentru copilașii până în 5 ani? Până în 5 ani, dar pentru un copil de 8 ani, așa cum ar fi copilul meu? Aveți copilași? Sigur că da. Să vă trăiască, domnul inspector. Auzi, băi pe la mine, coro, da. 1, 2, 3. Mulțea trăiască! Mulțea trăiască! Da! Da!
tașcă te rupi, tașcă te rupi, gata. Mucleș, să vă trăiască copilașul, să vă trăiască poftiți, vă rog. Știi ce m-a jucat? Te rog. Iertați-mă, poate întâmplător, iertați-mă. Nu te jena. Intervenție bruscă. Da, poate întâmplător, zic și eu așa, poate știți... Poate aveți o sacoșe la dumneavoastră, iertați-mă că mă iau la pală. Sacoșe? Da. Un inspector care vine în inspecție să aibă o sacoșe? Cum îți permiți, mă? Iertați-mă. Cum îți permiți, așa? Uite o sacoșică. Nu știu cine mi-a strecurat-o. Da. Dai o sacoșică mică. Mică. O sacoșică mică. 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 Da. Sacoșică mică. Mică. Mamă, parcă-i tunel, mamă. Iertați-mă, molie, da. Încarcă fără milă. Fără milă? Încarcă fără milă. Pune acolo, pune. Pune. Fără milă. Da, bagă acolo, bagă tot, bagă. Așa, copii? Fără milă. Așa, copii? Bagă, încape-mă. Ia-te. Pa, copii! Auguri! Pa, te-ar pupe și de tași, pa, acuriva, tași! Copii, nu-mi vine să mă desfar de voi. Dragul. Am căpătat așa o dragă. Mai bine ai plecat. Stai, mă, că te înfiază asta. A spus ceva? Da. No. Stomacul? Da. Copilași, vreau să vă întreb, dacă nu sunt indiscret, nu? Ia spuneți-mi voi. Ce este acesta? Acela e ceva care numai al nostru. Ia dumneavoastră. Așa, copii. Bravo, copii. Ce idee minunată. Da. Pa, copii. Pa. Ardă fertăci. Pa. Ce facem acum? Bă, n-auzi, mi-a ajuns inima. Unde? Stai! Totul sunt de vină, da? Băi, a scăpat, mă mai renorca, aude. Ia spuneți tu mie, dacă în loc de ochi mi se bătea naș, ce făceam eu cu ăsta, bă, cu hrăpăreț? Eu știu. Făceam de naș, știți, sunt eu elefant să mă vadă, a? Hai că ai fost ăsta. Am avut noroc. Mai. Trecem la una? Hai la licoare. Hai. Adapă-te, fiu. Să trăiești pe lămidă, la mulți ani. La mulți ani, să trăiești. E tare. E tare? Tare bună. Auzi, bă, pe lămidă, fii atent aici. Bă, tu știi că semeni cu un actor american, mă? Ce vorbești, da? Și care era? Pluto. Pluto, dacă zici tu.